Conferința de presă de astăzi a PNL Giurgiu a avut ca protagoniști pe cei doi președinți la nivel de județ și la nivel de municipiu, Gheorghe Ștefan și Cosmin Marciu, precum și pe noul purtător de cuvânt, Gheorghe Vlad. Noul președinte interimar de la municipiu a declarat că relația sa de rudenie cu vicepreședintele PSD Giurgiu, Cristian Marciu, nu are nicio relevanță în activitatea politică. Vis-a-vis de numele meu și de asocierea cu domnul vicepreședinte Cristian Marciu, care este unchiul meu și pe care îl apreciez, face parte din familia mea, dar nu avem nicio legătură, absolut nicio discuție vis-a-vis de ceea ce înseamnă politică. Dumnealui am văzut că își face treaba, este un om serios, așa sunt și eu, fiecare își urmărește țelul și, bineînțeles, obiectivul în funcția de partid. M-am gândit și eu la domnul Marciu și la toate celelalte aspecte și mi-am dat singur un răspuns. Rudele ni le dă Dumnezeu, iar prietenii ni alegem noi. Și eu am încredere în integritatea și seriozitatea lui. În perioada următoare, în cadrul organizației municipale a PNL, vor avea loc mai multe schimbări, au declarat liderii liberali. Aceștia vizează și numirea unor noi președinți la nivelul organizațiilor zonale din municipiu.